Proiectele organizațiilor de tineret pot fi depuse la sediul Direcției pentru Sport și Tineret în perioada 14-20 aprilie, iar evaluarea lor va fi făcută de o comisie constituită conform normelor Ministerului Tineretului. Proiectele pot fi elaborate în mai multe domenii. Domeniile sunt diverse. În general, cultură și educație non-formală. Să vă dau un exemplu, ar fi stimularea preocupărilor pentru lectură și pentru creația literară la tineri. Sănătate, sport și recreere. Desfășurarea de acțiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun, educație pentru sănătate prin susținerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmisie sexuală, implicarea tinerilor cu dizabilități în practicarea sportului. Prima etapă de selecție a proiectelor este programată între 21 și 27 aprilie, după care urmează perioada de completare a documentațiilor acolo unde este cazul. A doua etapă de selecție va fi în perioada 8-15 mai, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 27 mai. Proiectele urmează să fie derulate în intervalul 10 iunie-15 noiembrie.